Creștinii ortodoxi și greco-catolici se află în ultimele zile din postul Crăciunului, care va culmina cu nașterea Domnului, sărbătorită în acest an miercuri, 24 decembrie. Postul Crăciunului a început în data de 14 noiembrie și se încheie miercuri în ziua din ajunul Crăciunului, fiind o zi de post aspru. Dezlegarea la alimente de dulce se face după Sfânta Liturghie de Crăciun din data de 25 decembrie. În această ultimă zi a postului Crăciunului, credincioșii le așteaptă pe preoți să le aducă vestea nașterii Mântuitorului, cinstind astfel marea sărbătoare care are să vină. Postul Crăciunului durează 6 săptămâni și este considerat mai ușor din punct de vedere al alimentației decât cel alte posturi de peste an. În acest post, sălăjenii au putut consuma pește și preparate din pește în toate zilele de sâmbătă și duminică, cuprinse între 22 noiembrie și 17 decembrie inclusiv. Potrivit rânduielilor bisericești, în acest post sunt interzise alimentele de origine animală, carnea, laptele și ouăle și sunt permise doar alimentele vegetale. Postul nașterii Domnului este al doilea ca importanță după postul Paștelui. Cea mai aspră zi de postire pentru sărbătoarea Crăciunului este 24 decembrie, ajunul nașterii Domnului.